De ce e cerul albastru de Ovid S. Cu popularizarea științei, se ocupă de obicei oamenii care, din diferite motive, nu au reușit să facă o veritabilă carieră științifică. Ori soarta le-a închis la un moment dat drumul către studiile superioare, ori experiența i-a convins că sunt lipsiți de o autentică vocație savantă. S-au mulțumit atunci să explice pe înțelesul tuturor descoperirile altora, ceea ce în raport cu planul creator e o evidentă formă de ratare. Ba a crește în general spiritele. Ca oriunde există însă și aici excepții. Una dintre acestea era Carl Verli din Liestal el punea în profesiunea sa de popularizator al științei o reală pasiune. Alegea cu mare grijă subiectele conferințelor pe care le ținea la Casa de Cultură din cumintele orășel elvețian unde se născuse și trăia. Se străduia să trateze întotdeauna probleme cât mai interesante și să țină trează necontenit atenția ascultătorilor nu disprețuia amănuntul anecdotic, solicita ori de câte ori se ivea prilejul ajutorul literaturii și artei. Își dădea o să îmbrace ideile într-o formă plăcută, fără a le trăda însă sensul exact. Verli aducea în fiecare duminică dimineața un public numeros în sala de conferințe a casei Euler. Remarcabil era că printre cei prezenți se aflau nu numai pensionari și fete bătrâne, ci și mulți tineri care veneau să afle ce sunt găurile negre sau cum a luat naștere viața pe pământ. Pentru un oraș cu numai 11.000 de locuitori, succesul întrecea așteptările cele mai optimiste. De multă vreme. Conferințele lui Verli constituiau evenimente locale și furnizau obiect de comentarii pentru întreaga săptămână cele le despărțea. Într-un an, ca să arate cât de necruțătoare sunt verdictele științei, vorbitorul a provocat senzație citând opinia rectorului Universității din Berlin cu privire la teoria culorilor, chiar dacă ea aparținea marelui Goethe o copilărie născută moartă a unui diletant autodidact. Nu trebuia să o spună oricât de adevărat ar fi, susținură multe persoane. Despre Ghiote nu e admisibil să se vorbească astfel. Dar cel puțin tot atâția aprobară cu însuflețire curajul lui Verli de a nu menaja pe nimeni când înfățișa auditoriului în ce termeni exact au loc controversele științifice. Altădată și-au uimit concetățenii susținând că din cauza sistemului electoral majoritar s-ar putea ca ei să aleagă primar pe cineva care ar întruni cele mai puține preferințe și le-a demonstrat afirmația prin paradoxul lui Condorcet. Carl Verli își datora succesul tocmai pasiunii sale profesionale. El trăia ideile pe care le împărtășea publicului, dacă putem spune astfel. Participa sufletește la aventurile cunoașterii, încerca fiorul emiterii unei ipoteze îndrăznețe, aștepta încordat verificarea ei experimentală. Exulta ori de câte ori practica venea să confirme o teorie, și suferea atunci când aceasta se năruia. De aici își trăgeau prelegerile lui Verli dramatismul. Vorbitorul făcea din câmpul fizicii, biologiei, astronomiei sau chiar matematicii, teatrul unor întâmplări palpitante, conflicte, viclenii, trădări și sacrificii. Conferințele sale rivalizau cu serialele de televiziune cele mai prețuite. Conțineau frecvent, ca și ele, momente tari și reversuri neașteptate ale faptelor. Lămurirea misterului Luminii, de pildă, rezerva surprizele unui film polițist. Anul acesta, Verli își propuse să trateze problema: de ce este cerul albastru? consacrase răspunsului la întrebare mai multe expuneri, fiindcă știința nu izbutise să-l dea decât după repetate încercări nereușite. Vorbitorul își început ciclul conferințelor cu un mic istoric al chestiunii. Arătă că până spre sfârșitul secolului al XVII-lea se atribuia cerului o culoare naturală, care ar fi albastrul. Verli stârni uimirea ascultătorilor când cită cum explica Epicur această proprietate prin poziția atomilor, deși ei erau lipsiți de orice mărime și nimeni nu-i văzuse vreodată cu ochiul. Ca să înveselească lumea, povesti și ce a pățit Tales, căutând un loc potrivit de unde să poată observa mai bine stelele filozoful a căzut într-o groapă și o bătrână care îl însoțea i-a strigat. Cum vrei să știi ce e în cer când nu ești în stare să vezi cei la picioarele tale? Expuse și ipoteza pe care avea să o combată mai târziu Newton. Cerul ar fi de fapt negru, dar lumina albă a soarelui îl curăță de întuneric în timpul zilei. Din această combinație de culori iese până la urmă albastrul bolții. Verli își lăsă apoi întreg restul conferinței pentru a omagia geniul lui Newton, care, cu ajutorul unei simple prisme de cristal, a reușit să revoluționeze tot ce se știa până atunci în privința luminii sublinie cum o observație elementară a fizicianului englez a dărâmat teoria purificării cerului de negreală sub acțiunea raselor solare, întrucât albul și negrul nu dau niciodată, combinate, culoarea albastră. În schimb, folosind aceeași magică prismă, Newton a demonstrat de ce se ivește după ploaie curcubeul. Explicația era de o admirabilă limpezime. Picăturile de apă rămase în atmosferă lucrează toate ca niște mici prisme și refractă lumina soarelui, dispersând-o după culorile spectrului – roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo și violet. Exact aspectul mărețului arc ceresc care i-a anunțat lui Noe sfârșitul potopului. Ajuns aici, Verli comunica auditoriului și eroarea săvârșită de Newton. O aducea la cunoștința publicului din sală cu un amar regret. Marele fizician s-a încăpățânat să explice culoarea albastră a cerului prin același fenomen pe care îl descoperise. Ca să poată recurge iar la miraculoasele sale prisme, a susținut că văstucul rămâne încărcat cu picături fine de apă și atunci când timpul e frumos. Ele fiind foarte mici însă, dispersează doar lumina albastră, care are o lungime de undă scurtă. E curios își îngădui să remarce Verli cum un mare optician ca Newton n-a băgat de seamă tocmai ceva bătător la ochi. Verli își lua din când în când libertatea să facă astfel de mici glume. Curcubeul, menționă el, sec poate fi văzut numai pe ploaie, în timp ce azurul e culoarea cerului senin. Prinse aici momentul potrivit ca să lanseze și o explicație psihologică interesantă a acestei orbiri surprinzătoare în care căzuse prințul științei. După o lungă stare depresivă, când părea chiar că pierduse dreapta judecată, Newton și-a schimbat radical firea sub influența unei nepoate, o femeie foarte atrăgătoare. Însărcinat cu supravegherea emisiunii monetare a regatului, s-a mutat la Londra într-o casă luxoasă și, din insul posac care fusese, a devenit o persoană mondenă. Strălucirea saloanelor, sugeră Verli, i-a răbit privirile. A doua conferință o consacră lordului John William Rayleigh. Verli profită de ocazie să noteze că și după ce trecuseră două secole, englezii aveau ambiția să furnizeze ei explicația faptului pentru care cerul e albastru. Aminti refuzul lui Ghiote de a accepta teoria newtoniană a culorilor și, ca să amuze asistența, arătă cum un autor cu gustul grotescului foarte dezvoltat, Minona, pe numele adevărat Salomo Friedlander, filozof și comentator avizat al lui Kant, Schopenhauer și Nietzsche, publicase la începutul secolului 20 numeroase scrieri literare sub acest pseudonim, creat prin inversarea cuvântului anonim. O schiță umoristică scrisă de el se chema Negru-Alb-Roșu și dădea faimoasei controverse științifice proporții naționale. Germania învinge Anglia sub culorile lui Goethe, precizat titlul scurtei improvizații grotești. Atrăgând cititorilor atenția că acestea din urmă aparțineau drapelului Teuton și pentru prioritatea lor luptase marele poet împotriva infatuării britanice. Dar nu uită să precizeze Verli o primă explicație plauzibilă la întrebarea de ce e cerul albastru, a adus-o tot un englez. Evocă apoi condițiile în care se studiau fenomenele optice pe vremuri. Cercetătorii refracției și difuziunii luminii, la sfârșitul secolului al XIX-lea, își petreceau cea mai mare parte a timpului în laboratoare, unde domneau un întuneric dens. Aici aveau adesea prilejul să observe cum joacă firicelele de praf în câte o rază pătrunsă printre perdelele negre. Astfel de pulberi infime deveneau vizibile fiindcă dispersau o parte din lumina soarelui către ochiul nostru. Tot contemplându-le dansul, a ajuns probabil și Sir William Rayleigh la explicarea culorii albastre a cerului prin impuritățile atmosferei. Remarca Verli o luase dintr-o autoare sovietică, Irina Radunskaia, care se îndelednicea și ea cu popularizarea științei și scrisese o carte intitulată Idei trăsnite. Praful din atmosferă abate razele cu lungime de undă mică, situate spre extremitatea violetă a spectrului și le trimite în ochiul nostru. Iată de ce ne apare cerul albastru. La răsăritul și apusul soarelui, când razele lui străbat cel mai gros strat de atmosferă, pentru un observator situat pe pământ, abaterea e maximă. Atât de mare încât împinge afară din câmpul privirii noastre lumina albastră. În schimb, face să se vadă cea roșie, fiindcă ea, având o lungime de undă mai mare, suferă o abatere mai mică. Reilich izbuti să pună efectul dispersării luminii într-o formulă care îi poartă numele. Cu ea, spuse Verli, putem calcula și cele mai fine nuanțe ale culorii cerului, așa cum au știut să le surprindă pictorii impresioniști. El la îndemâna noastră, adăugă el surzător, să stabilim cât de poluată era atmosfera în care a zugrăvit Manet gara Saint-Lazare în 1873 enigma părea rezolvată, dar nu era, conchise Verli la sfârșitul celei de-a doua conferințe, introducând un prim suspans. A treia expunere o începu cu o observație de bun simț. Cerul e îndeosebi albastru acolo unde nu există prea mult praf, adică departe de marile aglomerări urbane. Din potrivă, într-o atmosferă poluată, arată mai curând albicios. Chiar Sir Reilich și-a dat seama de aceasta, a avut grijă să precizeze Verli. Făcu apoi cunoscute auditoriului amendamentele pe care savantul englez se văzuse nevoit să le aducă teoriei sale din cauza faptului amintit. Singure particulele mici abat lumina. Rolul celor cu dimensiuni mai mari ca lungimea ei de undă e nul în fenomenul dispersiunii. De aceea, atunci când crește cantitatea de praf în atmosferă, albastrul cerului nu se intensifică, ci suferă o spălăceală, trecând spre un alb lăptos. E și motivul pentru care norii și ceața au această culoare. Verli ceru o țigară și o aprinse. Zăbovi câteva secunde cu ea în mână, fără să o ducă la buze. Vedeți, spuse, fumul are o culoare albastrie, pentru că mucul de țigară e alcătuit dintr-o cenușă foarte fină. Particulele ei au dimensiuni sub lungimile de undă ale luminii și o dispersează către extremitatea violetă a spectrului. Se opri, trase din țigară și trimise câteva rotocoale de fum în aer. Acestea sunt albe, zise, invitându-i pe ascultători să observe diferența. De ce? întrebă el retoric ca să poată furniza imediat răspunsul luminos. Pentru că atunci când am tras aerul prin canalele subțiri ale țigării, firișoarele de tutun s-au coagulat la oaltă, formând niște gemotoace mai mari. Ele întreg ca dimensiune lungimea de undă a luminii și o abat pe toată către ochiul nostru. Practic, în cazul cerului albastru, chiar moleculele aerului erau acele particule foarte mici care produceau fenomenul dispersiunii înspre partea violetă a spectrului. Ajungând aici, Verli atrase atenția ascultătorilor că explicația ilustrului fizician, deși acceptată unanim de cercurile științifice și introdusă în manuale, pornea să se clatine. Așa apar semnele de îmbătrânire ale unei teorii, își permise conferențiarul să facă o scurtă reflexie filozofică. Explicația, simplă la început, capătă tot felul de complicații care îi întunecă limpezimea inițială. Nu se mai poate ține pe picioarele proprii, îi trebuie un baston de sprijin. Rolul acestuia l-a jucat în cazul teoriei savantului englez numărul lui Schmidt, Fură cuvintele prin care Verli a duse vorba despre experiența astrofizicianului Charles Abel. El a măsurat în 1906 la observatorul de pe Mount Wilson al băstrimea cerului. S-a apucat apoi și a calculat cu ajutorul formulei lui Rayleigh câte molecule conține un metru cub de aer. Cifra găsită coincidea cu cea obținută de Lot Schmidt pe altă cale, fără să recurgă la dispersiunea luminii. Teoria a căpătat astfel o salvatoare confirmare experimentală exact atunci când era gata să se dărâme. Nu trecu însă un an și trezi obiecții serioase într-o revistă științifică de mare autoritate, își continuă Verli cu însuflețire expunerea. De ce este cerul albastru? Se întreba acolo cineva și însuși faptul că relua vechea chestiune exprima o netă insatisfacție pentru răspunsul pe care îl primise ea până atunci. Nemulțumirea și-o exprima un tânăr fizician rus, Leonid Isakovici Mandelstam, doctor de puțină vreme în filozofia naturii la Universitatea din Strasburg și mare admirator al lui Reilich. Aceasta nu l-a împiedicat totuși să releve neajunsurile explicației date de el modului în care moleculele aerului provoacă abaterea luminii care îl străbate. Intervenția lui Mandelstam fu iarăși un prilej fericit pentru vorbitor de a-și dramatiza expunerea. Insistă prin urmare asupra dilemei tânărului savant. Se cuvenea oare să-l mâcnească tocmai el pe omul de la care învățase atâtea? Dar cum putea să tacă atunci când constata că se află în fața unor afirmații neadevărate? Unde era conștiința lui? După mulți bucium sufletesc, a ajuns la convingerea că înlăturarea unei explicații false îi va produce o mare bucurie lui Sir Rayleigh în loc să-l supere. Numărul mare al moleculelor, umplând aproape complet mediul, ar fi trebuit să anuleze cu totul fenomenul de difuziune. Faptul îl putem constata ușor privind ce se întâmplă pe o apă curgătoare la suprafața căreia plutesc sporii unor plante sau bucățele de lemn în jurul acestor mici obstacole răsar din unda principală o mulțime de alte unde secundare exact așa are loc difuziunea luminii atunci când ea întâlnește un mediu tulbure neomogen dacă însă sporii sau bucățelele de lemn se îmulțesc până a acoperi întreaga suprafață a apei pe o anumită porțiune, undele secundare dispar cu totul și cea principală își continuă neabătut și doar puțin potolit cursul. Aerul provoacă difuziunea luminii, fiindcă rămâne un mediu neomogen, chiar și atunci când nu conține praf sau alte impurități. Turbulența moleculelor sale, care execută, așa cum se știe, o necontenită mișcare dezordonată, agitația termică browniană, duce la diferențe de structură permanente. Instrumentele noastre grosolane de observație, barometru, cântarul, nu le înregistrează, cu toate că există. În plus, noi efectuăm întotdeauna asupra cerului măsurători care cuprind miliarde de molecule și, la proporția aceasta numerică uriașă, concentrările și dispersările lor se anulează statistic. Lucrurile stau însă altfel în spațiul foarte redus al razei de lumină. Ea întâlnește mult mai puține molecule, abia câteva zeci de mii, și numărul acesta relativ mic face ca deplasările lor să modifice sensibil structura mediului. Chiar aerul curat pentru noi e tulbure din punctul de vedere al luminii. Micimea concentrărilor moleculare, în sfârșit, provoacă devierea razelor solare spre partea violetă a spectrului și dă cerului culoarea lui albastră. În știință, introduce Verli un nou suspans ca să țină încordată atenția auditorului până la conferința următoare, se ivesc mereu surprize. Galvani a vrut să afle secretele anatomiei sistemului nervos al broaștelor și s-a trezit cu efectele curentului electric sub scalpel. Becquerel studia compoziția sărurilor de uraniu și a dat dintr-o neglijență peste radioactivitate. În definitiv, Colum nu plecase să caute un drum mai sigur spre Indii și a descoperit America. Surprizele acestea norocoase în cercetare au primit un nume, serendipity, de la serendip, cum i se spunea pe timpul insulei ceilor. După niște povești originare de acolo, au existat trei prinți care găseau mereu alte lucruri minunate din întâmplare. Prin analogie Termenul a fost adoptat, explică Verli, și a făcut o carieră prodigioasă în știință. Mandelstam, urmărind să explice de ce e cerul albastru, a deschis drumul uneia dintre cele mai revoluționare concepții din fizica modernă: teoria fluctuației. A fost un caz tipic de serendipity. Marian Smolukovski, profesor la Universitatea Iagelonă din Cracovia, își începu verlii a cincea prelegere și ultima, a acordat o atenție specială mișcării brauniene. De aici a rezultat o constatare uimitoare. După o clipă de tăcere, destinată să creeze încordare, vorbitorul împărtăși auditoriului curios ceea ce descoperise savantul polonez. Întrucât moleculele elementelor se grămădesc necontenit în diferite puncte, densitatea lor fluctuează. Modificări permanente, asemănătoare, cunoaște și presiunea gazelor sau lichidelor. În general, proprietățile fizice ale corpurilor sunt considerate imuabile, dar variază mereu și par constante numai din cauza instrumentelor noastre de măsură imperfecte. Ajuns la punctul acesta al expunerii, Verli întrebă cât e ceasul, ca să nu rămână în pană de timp, se părea. Cineva îi satisfăcu îndată curiozitatea și, cum ne aflam în patria orologeriei, spuse ora exactă, indicând nu numai minutele, ci și secundele. O altă voce îl corectă. Era cu o jumătate de secundă mai mult conferențiarul își consultă ceasul de buzunar. Un Schaffhausen antedeluvian mare cât o ceapă, arătându-se mirat. După el trecuse peste cifra indicată inițial un minut. Interveni o a treia persoană din public. Ea citea pe un ceas cu 18 secunde mai puțin. Verli folosi mica divergență ca introducere la principiul statistic în care ținea să-și inițieze auditoriul. Cei prezenți în sală aflară, deci, că Maxwell și Boltzmann fusese nevoiți să recurgă la el ca să poată elabora o cinetică a gazelor. Așa a reușit știința să formuleze legile dezordinii, exclamă triumfător Verli. Principiul a căpătat o tot mai mare extindere prin Smolukovski, Lorenz și Einstein, cuprizând astăzi aproape întreg domeniul fizicii. Fiindcă cine ar fi în stare să urmărească mișcarea bezmetică a fiecărei molecule, își continuă perorația Verli și, ca nimeni să nu rămână cu vreo îndoială, analiză ipoteza. Presupunând că pentru stabilirea poziției și vitezei unei molecule ne-ar trebui o secundă, n-am reușit să calculăm mișcarea unui centimetru cub de aer nici în câteva secole, chiar cu concursul tuturor oamenilor care populează planeta noastră. Operația e însă, din fericire, inutilă, își liniști verii ascultătorii, lămurindu-i cum, prin metode statistice, se poate obține destul de repede rezultatul dorit. Nu ne interesează ce face fiecare moleculă în parte, ci efectul probabil al acestei mișcări haotice generalizate și vorbitorul dezvoltă mai departe ideea, indicând consecințele și aplicațiile ei. Fluctuația densității aerului din atmosferă explică, în ultimă instanță, de ce e cerul albastru. Mediul pe care îl străbat razele solare ajunge, sub efectul ciudatului fenomen, să fie neomogen și să disperseze lumina cu lungime de undă scurtă fluctuația densității aerului din atmosferă se poate calcula. Numerele foarte mari de cazuri care sunt luate în considerație reduc șansele unui rezultat neprevăzut, ceea ce nu înseamnă că e absolut cu neputință ținu să precizeze Verli. Se grăbi să-și exemplifice imediat afirmația printr-o demonstrație la tablă. Moleculele de aer din sala noastră, declară dramatic conferențiarul, ar fi în stare la un moment dat să părăsească toate o jumătate a încăperii, provocând brusc asfixia persoanelor aflate în acea parte. Citi satisfăcut o tresărire de spaimă în privirile asistenței și se grăbi să adauge: Nu e însă cazul să vă temeți de așa ceva pentru un motiv foarte simplu. Cu creta în mână, sub privirile ațintite asupra lui, începu să socotească. Evaluă volumul sălii. 15 ori 12 ori 5 metri egal 900 metri cubi, adică 9 ori 10 la puterea 8 cm cubi sau aproximativ 10 la puterea 9 cm cubi înmulți cu numărul lui Lot Schmidt și calculă cam câte molecule se aflau acolo. Rotunji rezultatul și scrise pe tablă cifra uriașă 2 ori 10 la puterea 28. Voi să știe probabilitatea ca ipoteza luată în considerație să se realizeze și găsi că era de 1 la puterea 10 la puterea 3 la puterea 10 la puterea 28 cum o moleculă se deplasează cu aproximativ 0,5 km pe secundă, Verli deduse de aici câtă vreme ar trebui să treacă până ar interveni combinația corespunzătoare și abia găsi loc pe tablă ca să scrie fantastica mărime a numărului. 10 la puterea 299, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999 952 de și După ce încercui și adăugă flegmatic. La o distribuție uniformă a moleculelor, fluctuația densității aerului ar înceta, și odată cu ea și fenomenul de dispersiune a luminii. Atunci am avea deasupra noastră un cer negru în plină zi. Dar probabilitatea ca să se întâmple așa ceva e mult mai mică decât aceea ca moleculele de aer să treacă toate într-o singură jumătate a unei încăperi. Cerul își va păstra prin urmare frumoasa lui culoare albastră, încheie vorbitorul culegând aplauzele furtunoase ale auditoriului. Orologiul primăriei din Liestal bătu ora 12, când Verli părăsi sala de conferințe și se îndreptă spre casă, încă sub excitația succesului reportat. Era o zi senină de mai, sufla un vânt călduț și în aer mirosea aliliac proaspăt înflorit. că trăia, așa cum am spus, ideile pe care le comunica, Verli se simțea plin de o nobilă mândrie. Inteligența omenească biruise încă o taină a naturii, reușind să pătrundă până în mijlocul agitației moleculare, să-i descopere consecințele ciudate și să o supună calculului matematic riguros. Pășa în această stare de beatitudine intelectuală pe strada principală a orașului său natal. Ceva contrasta totuși cu bucuria înălțătoare din sufletul lui Verli. Nu știa să spună ce anume, Poate că lumina lividă care se scurgea pe bătrânele ziduri ale primăriei. Ridică intrigat ochii spre cer. Acesta era absolut senin și galben ca lămâia.